Anul 2013 a fost unul prolific pentru România. Țara noastră a înregistrat cea mai mică inflație din ultimii 24 de ani. Acest lucru le-a permis membrilor guvernului Ponta să reîntregească salariile bugetarilor, să majoreze salariul minim pe economie, precum și să crească punctul de pensie peste rata inflației. În conferința de presă a Partidului Social-Democrat de la Giurgiu, senatorul Nicolae Bădălău a ținut să precizeze faptul că realizările guvernului Ponta nu se opresc aici. România a înregistrat cea mai mică inflație în 2013 de la Revoluție. Ca reparații sociale, știți foarte bine că salariile bugetarilor au fost reîntregite, salariul minim a crescut cu 15%, punctul de pensie a crescut peste rata inflației. Fondurile europene, de la 7% le-am preluat noi de la guvernarea pedelistă și am ajuns la 34%. Este România are în acest moment cea mai mare rată de inflație, de absorție. Un rol important în obținerea rezultatelor bune l-a jucat și agricultura. Aceasta a avut o contribuție de 18,5 miliarde de lei la produsul intern brut, în condițiile în care TVA-ul la pâine a fost căzut. Dacă până acum românii nu au simțit o îmbunătățire a nivelului de trai, senatorul Nicolae Bădălău spune că în 2014 acest lucru se va întâmpla. Peste un milion de români care nu își pot achita ratele la bănci ar putea primi sprijin financiar anul acesta din partea guvernului. De asemenea, socialdemocrații au un plan și scăderea treptată a impozitului de la 16% până la 8% pentru cei cu salarii mici.